Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Prim Plan Obiectiv. Loredana Corchi sunt eu și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Oradea va avea prima școală rabinică ridicată în această parte a Europei după cel de-al doilea război mondial. Proiectul aparține comunității evreilor din Oradea și discutăm despre acest subiect în prima parte a emisiunii împreună cu președintele acestei comunități, domnul Felix Koppelman. În partea a doua aflăm care este semnificația lunii iulie în calendarul popular. Ieri a fost Sfântul Ilie, astăzi este Ilie Pălie. Ce înseamnă asta mai exact și unde duc toate aceste tradiții până la urmă? Aflăm de la doamna Camelia Burghele, etnolog și antropolog cultural, binecunoscută în această zonă. Omul potrivit să ne ajute să înțelegem partea aceasta de tradiție și obiceiuri. Acum însă ne întoarcem la prima parte și cu bucurie vă spun așadar că alături de noi se află domnul Felix Koppelman, președintele Comunității Evreilor din Oradea. Vă mulțumesc, domnule Koppelman, că ne faceți onoarea de a fi astăzi alături de noi. La luminile și o zi bună tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Koppelman, spuneți-ne despre acest proiect atât de important, semnificativ pentru Oradea, pentru comunitatea evreilor din Oradea. Dumneavoastră sunteți stâlpul, da? Liderul acestei comunități. Întotdeauna v-ați implicat în proiectele comunității, întotdeauna ați încercat să aduceți la suprafață tot ceea ce este mai frumos legat de această comunitate și mai cu seamă de tot ceea ce înseamnă multiconfesional. Vă rog să ne spuneți ce înseamnă mai exact școală rabinică, ce se va putea studia aici. Da, cu mare plăcere. Este vorba de o școală post-liceală, putem zice o școală superioară, pentru a învăța și a profunda iudaismul, religia noastră de bază. În lipsa unei asemenea instituții de învățământ, de cultură și religie, pe o rază destul de mare, 5-6-700 de kilometri, vreau să vă precizez că este vorba de o școală rabinică a evreilor de rit ortodox. O scurtă precizare, și evreii ca și creștini și musulmani probabil, monoteiști, au gradual gradul de rigurozitate a interpretării și a derulării activităților religioase. Cei de rit ortodox sunt cei mai riguroși, să spun așa. Aplică în modul cel mai precis. Cum vine cuvântul grecesc, mi se pare, de la ortodox. De acolo vine ortodoxia. Ca și la creștinism, unii spun că cea mai riguroasă este cele de rit ortodox. De rit neolog, care diferența este minimă, câteva obiceiuri mai lejere sunt în religia evrească de rit neolog și pe urmă vine și de rit reform, unde este o larghețe și mai mare, dar esența este iudaism. Domnule Koppelman, au mai existat astfel de școli în zonă, din câte știm, dar acestea au dispărut, nu-i așa? Așa este. Înainte de război, sau să-i spunem pe nume, înainte de Holocaust, numai evrei din Oradea erau un număr de 33.000. În întreaga România erau în jur de 800.000 de evrei. Aveau multe orașe, școli medii evrești și școli superioare. Școlile medii erau mai dese, în toate localitățile, mai mari, mai mici, iar cele superioare, denumite yeshiva, în Israel se asimilează termenul chiar și cu universitate. Deci, noi le zicem mai simplu post-liceal. Necesitatea, după atâta ani, 70-80 de ani, când s-au închis ultimile școli, din diferite motive,
Nu putem spune numai motive politice, deoarece n-a fost interzisă folosirea limbii ebraice în școli. Dar, scăzând numărul populației, în Oradea s-au întors din 33.000 în 2017. Nu și-au mai găsit casele, nu și-au mai găsit familiile și au emigrat. O mare parte. Rămânând puțin, în câțiva ani au mai funcționat școli primare, după care asta a fost situația și în celelalte orașe din România. E, gândindu-ne totuși la viitorul folosirii și utilizării religiei mozaice, ne-am gândit că noua generație, care astăzi aveau posibilitatea să meargă în toată lumea, dar au rămas în Oradea sau au rămas în România, pentru ei e nevoie de pregătirea unor cadre care să poată să oficieze slujbe religioase, să oficieze diferite evenimente care sunt legate de calendarul religios pe care îl avem și noi, chiar dacă nu să primească titlul de rabin. Rabinul este un învățător. Asta e traducerea lui. Nu e un episcop, nu e un cardinal, nu e un prea fericit. Fericitus ei, dar mă rog. Da. Da, sunt ei fericiți, mai ales cei care cunosc multă religie, sunt oameni nu mai fericiți decât aia care nu cunosc. Asta e o realitate. Tristă, dar este. Și atunci, pentru cei care au rămas în țară și cursanții vor fi numai dintre cetățeni ai țării noastre de religie mozaică, evrei. Avem cereri deja din alte țări. Exact asta voiam să vă întreb, domnule Copelman. Dumneavoastră aveți legături în permanență cu statul Israel. Spuneați că școala îi va deservi pe cei din comunitatea evreiască din România, cumva. Și, bineînțeles, prioritari sunt cei care chiar în acest moment locuiesc în Oradea, de ce nu? Dar credeți că pe viitor ar fi interesați în baza acestei legături și prietenii, știm foarte bine, neîntrerupte dintre România și statul Israel, să existe un astfel de schimb de experiențe, să aduceți și de acolo potențiali studenți? Chiar am și cere grupe de 40-50 de persoane, 50 de tineri. Și s-ar putea să mai găsim o soluție dacă experiența cu această școală va avea succes într-o sinagogă apropiată de locația noastră, sinagoga Rămilor de Vișniț, de pe strada Crinului, s-ar putea renova și în timp a se face o școală internațională. Dar deocamdată ne gândim la necesitățile noastre din România, unde există doi rabini în Oradea, unul în București și unul în Oradea. Ambii din Israel cu contract, care nu vin chiar de plăcere, sunt și oameni cu familii, trebuie plătiți în stilul și la nivelul salariilor din Israel. Deci cumva încercați să mergeți pe producție proprie și nu pe import. Exact, pe producție proprie, pentru că importul este oarecum temporar. Și costisitor. Producția. Și costisitor. Producția proprie dezvoltă producție proprie. Importul din import nu iasă nimic în viitor, dar din ce ai în mod autohton. Sau, mă refer, bineînțeles, la toată țara. De aceea am dimensionat-o la 12-15 cursanți, studenți, învățăcei, copii, în termeni iudaistic se cheamă învățăcei, care în decurs de 2-3 ani îi se asigură școlarizarea, casa, masa, poate și o bursă. E, aici am luat legătură cu rabinii din Bnei Brak,
unde este un rabinat foarte puternic, condus de un șef rabin, original tot din România, din Piatra Neamț, marele rabin Tobias. Iar din Ierusalim, marele rabin Menaim Acuven, care a fost rabinul comunităților orientești 13 ani din București și din toată țara, membru al întregii legislaturi a Knessetului, oameni importanți atunci. Rabinul Tobias este șef rabinul rabinilor originali din România, care numără vreo 200-300. Și mi-a promis de început un rector și 2-3 profesori, care prin rotație 3 luni, 6 luni, vor preda aceste cursuri. Vom începe, bineînțeles, cu cursuri de limbă ebraică, deoarece foarte puțină populație evrească mai cunoaște limba ebraică. Și pe urmă, aceste studii medii sau aprofundate în funcție de calității de cursanților pot deveni după 3, 4, 5 ani chiar și rabin și să îi mai dăm și la export. Asta e Lidia. Da, să fie o investiție bună. Domnule Copelman, pentru aceștia aveți pregătit așadar tot în cadrul acestui proiect și cazare și masă. Înțelegem că se face și o cantină cu mâncarea specifică. Și mai elegant. Mai elegant. Un restaurant ritual, nu o cantină. O, ce frumos. Ritual cașer. Și de acolo accesul va fi doar pentru cei care își desfășoară activitatea în cadrul școlii sau va fi deschis și publicului acest restaurant? Cum este acum 30 de ani, când am ajuns președintele comunității, exista deja, îi zicea o cantină pentru membrii comunității care doreau să servească mese în ritual evreiesc, mese cașer. Cașerutul, să știți, nu înseamnă altceva decât foarte curat și sănătos. Deci toată alimentația cașer are la bază instinctul de conservare, ca să crești cât mai mult, să mănânci sănătos. Unii spun mâncare evrească sau nu, nu contează. Asta e. Medicina a demonstrat că toate restricțiile pe care le avem noi în alimentația cașer sunt numai și numai pentru sănătatea omului. Acesta este secretul dumneavoastră? Consumați doar astfel de alimente, mâncarea aceasta cașer? Pentru că la câtă activitate aveți, sunteți tot așa cum vă cunoaștem de ani de zile. Nu. Din păcate nu. Unele le respect, dar unele nu. Ăsta e adevărul. De ce să și sunteți sincer tot timpul pentru asta, să știți că vă apreciem enorm. De ce? Pentru că suntem aici, atât colegii mei care sunt nu numai evrei, grupul nostru, comunității sunt evrei și creștini, luăm toți masa aici, că este o masă foarte bună. Foarte mulți creștini din oraș vin și servesc masa aici. Sau pe timpul pandemiei, livrări la domiciliu. 40-50, cam asta este capacitatea actuală. În proiectul de școală, de noua instituție, să zicem o instituție, una mult mai mare, o să vă explic și despre ea cam foarte pe scurt din ce se compune și cum mi-am gândit sau cum m-au învățat cei care au mai făcut din astea în Israel. Deci, în incinta comunității noastre, cine cunoaște mi-a evitează numărul 4, am găsit un spațiu unde putem face o clădire cu 3-4 nivele. Primul nivel va fi, bineînțeles, restaurantul ritual cașer, deschis pentru toată lumea, evrei și neevrei. Așa a fost în ultimii 20 de ani, este liber pentru toată lumea, bineînțeles, contra cost. Dar la niște prețuri, hai să zic, mai bune decât în Horeca, cum se cheamă acum. Da. Și o mâncare sănătoasă. S-ar putea asta să fie secretul longevității populației evreiești. Dacă ne uităm la statistica și din Oradea,
media sau speranța de viață e cu 7-8 ani mai mult decât media generală și la nivel de țară e cu 4-5%. Una din efecte poate să fie și chestia asta sau, mă rog, poate și altele. E, proiectul acesta a început așa ca idee și dintr-o inițiativă a președintelui statului, cu România Educată. Am auzit termenul de România Educată, mulți mi-au spus, băi, nu te apuca de niște chestii de-astea, zic, bă, dacă vorbim la nivel de țară și noi suntem cetățeni ai României, plătim impozite, eu pot să spun că suntem și cetățeni loiali, n-am creat probleme, deci dacă dorim să ridicăm nivelul educativ al tineretului, a vârstei mijlocii, în acest cuvânt de România Educată, ne regăsim și noi, evrei din România. Totul a mers foarte bine, proiectare, tot. Până când trebuia o autorizație de demolare a unui garaj. Bineînțeles, să demolezi orice, un gard, un garaj, trebuie să cere o aprobare de la inspectoratul de curte. Ei au văzut Mihai Viteazu numărul 4, sinagoga Mihai Viteazu numărul 4, unde este o sinagogă splendidă pe care cred că o cunoaște, dar și sorta de curare, cea mai frumoasă din România la ora actuală, și ca mărime, și ca alcătuire. Așa este. Și acum, cum totul e modernizat, nu mai zice nimeni Mihai Viteazu numărul 4, zice codul poștal, care are niște numere. Cod poștal. Sinagoga e construită pe un... are un număr cadastral. Unde e garajul, este un alt număr cadastral. Și cei de la cultură, vă spun cu toată răspunderea, au greșit și au confundat codul poștal cu codul cadastral. Și au zis, domnule, nu se poate să derâmăm ceva în preajma sinagogii, să vedem dacă n-are o... O puteam rezolva la nivel local, dar a ajuns dosarul la Comisia de Monumente Mari din Ministerul Culturii. A venit însuși ministrul de două ori aici al culturii și a zis, în două săptămâni rezolvăm problema, este o neînțelegere. Ca să-mi spună, a ajuns prea departe. Comisia asta de monumente mari e ca un stat în stat și ei mai studiază și fac. Până când am găsit o altă soluție și am primit o altă formă acum o lună de zile și au început de faimosul garaj a fost demolat, dar am întârziat 18 luni pentru o greșeală de cum să zic, birocrație. Au recunoscut, am greșit. Lozinca din... o cunoaștem de mult. Numai cine muncește nu greșește. Așa este. Dar uite implicațiile. Și nici asta n-ar fi o mare nenorocire. Am întârziat un an și 8 luni sau 2 ani aproape. S-au scumpit materialele. La începutul proiectului am avut finanțarea. Finanțarea din surse proprii. Fără să ne dea nimeni absolut nimic, ne-am descurcat. E, acum trebuie să mai rezolvăm. Am găsit constructorul, cei care s-au ocupat de cele trei sinagogi, cu același constructor, cu același arhitect, cu domnul conferențiar Pușcaș, care va fi totul, va arăta splendid. Care este diferența, domnule Copelman, între valoarea investiției inițiale, spuneați că puteați să o acoperiți fără probleme, și valoarea actuală după creșterea prețurilor? La prima estimare ar putea fi chiar 20-30%, pentru că unele prețuri au sărit, altele se duc deja în jos, că la prețurile astea nu le iau nimeni, alte produse au început să se fabrice în țară, deci s-ar putea să fie un 15-20%, care o să vedem cum o să ne descurcăm și să vă spun în continuare. Deci, la parter, cum am zis, restaurantul ritual, cabinet medical, baie rituală, nivel, va avea o amprentă la sol
de circa 600 de metri, pe 3600 de metri pătrați. La etajul întâi vor fi săli de curs, bibliotecă, birouri al profesorilor, iar la etajul 2, adică nivelul 3, va fi o locuință, mă rog, cu tot confortul pentru rector și 12 garsoniere de două persoane cu băi, cu duș, cu aer condiționat, cu televiziune, cu... și o bucătărie, să zic, cine mai dorește, comună undeva. Deci, după norme, domnul conferențiar, arhitectul Pușcaș, a făcut o lucrare iară foarte bună. Și ne-am apucat de două săptămâni să începem pregătirea terenului pentru construcție. Când estimați că va fi gata? E, dacă totul merge bine și poporul evreu e un popor optimist, eu zic că într-un an, un an jumate e gata. Toate investițiile s-au oprit pe baza că nu aveau aprobări sau nu aveau bani sau nu aveau nu știu ce. Deci acum nu mai aveți nicio opreliște din punct de vedere birocratic. Pentru aprobări am stat un an și 8 luni. Mai stăm, pentru bani nu stăm că să începem 70, 80, 90% este în regulă. Deci nu cred că vom avea alte impedimente. Dar în acest moment aveți cumva, că spuneați că țineți legătura și aveți cereri, aveți deja o listă cu cei înscriși pentru când va fi gata sau încă în continuare cei care află despre această posibilitate se pot înscrie și cum ar putea să o facă? Iau legătura cu dumneavoastră, că înțelegem că lucrurile se vor mișca totuși destul de repede și locurile sunt limitate. Da. Nu prea poți să vinzi totdeauna pielea oțului din pădure. Dacă mă ocupam de asta cu vreo 3 ani sau 2 ani, vedeam că în 2 ani n-am făcut nimic. Deci nu știi, până n-am primul nivel, al doilea nivel, am sondaje. Sunt, dar efectiv nu pot să-i fac la unul program, că pe undeva e viitorul lui. 20 de ani, 21, 30, nu și-au găsit... să zic, un job în România ca lumea, n-are o familie, caut ăștia înclinat și, bineînțeles, să fie evrei practicanți, nu evrei statistici. Mai există în România 5.000 de evrei, 7.000 de evrei, dar statistici, evrei practicanți, poate 10-15%. Și din ăștia trebuie să recrutezi și trebuie să le găsești puțin vocația, trebuie să le găsești puțin... rădăcinile. Dar nu e o problemă față de cerere, numai selecția pe care, bineînțeles, eu sunt, cum știți, inginer de carieră, da. Mă vor ajuta acești deosebiți rabini care sunt plecați din România, au ajuns la 70, 80, 90 de ani, dar sunt gata să ne ajute tot timpul și chiar dorința lor a fost, după ce am făcut 3 sinagoge, am zis, ajunge, una de rit ortodox, una de rit neoloc, una e un muzeu chiar, și a zis, nu mai trebuie să faci o școală, pentru că continuarea unei etnii, unei religii, fără școală, nu poți merge mai departe. Așa este. Școala este baza continuității, chiar și a speciei umane, fără școală, e mai șamă. Așa este, România educată așadar. Vreau să vă mai întreb ceva, domnule Copelman. Întotdeauna ați avut o relație foarte bună cu autoritățile locale. Asta și pentru că acestea sunt conștiente de aportul semnificativ pe care comunitatea evreilor l-a avut în orașul Oradea de-a lungul anilor, da? Pentru că tot ceea ce vedem acolo la nivel de monumente și clădiri, că tot vorbeam de ele, mare parte sunt venite cumva cu aportul acestora. Și atunci, ce înseamnă și acest proiect pentru Oradea din perspectiva turismului? Pentru că noi am mai purtat această discuție și unul dintre pașii extrem de importanți pe care și autoritățile doresc să-l facă e să aducă foarte mulți turiști din nou în Oradea din Israel. Da, toate
succesele în domeniul de investiții deosebite s-au făcut cu ajutorul autorităților. Altfel nu reușea. Federația Comitetului Evreiești din România are de gestionat situația 40 de comunități, dintre care multe sunt și mai mici și cu probleme mai mari și fără surse de venit. Și atunci începutul am avut, dar toate cele trei sinagogi, să nu dau și alte exemple, un sprijin masiv și din partea statului român și din partea autorităților locale. Nume arhi cunoscute. Așa este. Domnul primar, așa inginerul Ilie Bolojan, ferit în ajutor oricând, domnul fost subprefect, deputat de Ghilea, senator. Sigur, până la urmă toți cei care au conștientizat faptul că vine ca o recunoștință față de ce a făcut comunitatea evrească pentru Oradea. Domnule, asta vreau să spun, atâta dăruire mi-a oferit ajutorul și când i-am mulțumit, zice, nu uita, dragul meu, că tu ai făcut pentru Oradea, să fie Oradea mult mai frumoasă, să atragă turiști, să... Toate le-am introdus sinagogile în circuitul religios, circuitul turistic, circuitul ecumenic pentru toate religiile, în circuitul cultural, deci nu sunt numai cu scop religios. Deci un aport extraordinar pentru municipiul Oradea și prin demersurile dumneavoastră. Domnule Copelman, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mult succes în continuare în tot ceea ce faceți. Abia așteptăm să venim la inaugurarea școlii rabinice. Iată parte din proiectul mare România Educată. Educația este întotdeauna pe primul loc și trebuie să o privim așa. Vă mulțumesc mult, domnule Copelman. Eu la fel vă doresc o după masă plăcută. Asemenea și dumneavoastră. Noi mergem acum mai departe. Vă spuneam că în partea a doua a emisiunii vorbim despre semnificația lunii iulie în calendarul popular, dar până atunci mii de credincioși au mers ieri la mănăstirea Nușeni din Bistrița Năsăud pentru a lua parte la slujba de hramul mănăstirii Sfântul Ilie. Oamenii au înfruntat canicula pentru a se ruga lui Dumnezeu și a cere Sfântului Proroc să aducă ploaia. Urmărim materialul după care ne reîntoarcem. Sfântul Ilie este ocrotitorul mănăstirii de călugări de la Nușeni, din apropiere de orașul Beclean. Aproximativ 2000 de credincioși au umplut curtea așezământului monahal. Oamenii au venit la hramul mănăstirii cu speranța că Sfântul Ilie le va auzi rugăciunile și le va fi mijlocitor în fața lui Dumnezeu. Ei au cerut ca seceta să înceteze. Ne rugăm la Sfântul Ilie să ne ajute. Cum a făcut minunea, da, de a face și cu noi o minunie. Nu suntem vrednici, dar așteptăm să ne răsplătească totul, să nu ne piardă după păcatele noastre care le avem. Săceta asta ne încearcă să vadă ce credință avem. Dar noi sperăm în Dumnezeu care să vină și ploaia. Slujba care a avut loc în foișorul din curtea mănăstirii a început mai devreme cu jumătate de oră pentru a evita căldura toridă de la amiază. Serviciul religios a fost săvârșit de un sobor de preoți în frunte cu înalt preasfințitul Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În rugăciunile lor, preoții au făcut apel la Sfântul Ilie, proroc și făcător de minuni. M-am gândit la Moise, la prietenul lui Ilie, care l-a văzut lângă schimbarea la față, și tot un protest duhovnicesc a făcut Moise, puternic de tot, ca și Ilie. Doamne, vrei să ne omori? Dacă vrei să-i omori pe aceștia, omoară-mă pe mine. Acest lucru a făcut prin protestul Sfinției sale în al preasfințitul astăzi. A venit să facă Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni ca să ceară mijlocirea lui Dumnezeu în rugăciuni pentru ploaie. Liturghia s-a încheiat în jurul amiezii cu împărtășirea credincioșilor din Sfintele Taine, înainte ca temperatura să atingă maximul zilei.
Da, în fiecare an, în ziua de 20 iulie, credincioșii ortodoxi prăznuiesc marea sărbătoare a Sfântului Proroc Ilie. Acesta este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi. De asemenea, poate arunca grindină sau poate provoca fulgere și tunete. Tot el alungă canicula. Ați văzut că asta au cerut și pentru asta s-au rugat credincioșii ieri acolo. Și răcorește pământul. De asemenea, 21 iulie, ziua de astăzi, este dedicată, să spunem așa, lui Ilie Pălie. Despre Ilie Pălie se spune că ar fi fost vizitiul lui Sfânt Ilie și în popor există superstiția că toți cei ce lucrează de Sfântul Ilie sunt păliți imediat, chiar a doua zi, de unde vine și numele, de fapt, pentru această zi. Adică Ilie te pălește. Biserica însă nu face referire la această sărbătoare, e acolo o diferență de opinii, dar pentru a clarifica toate aceste lucruri, am invitat-o din nou alături de noi, pe doamna Camelia Burghele, etnolog și antropolog cultural. Cu mare drag și bucurie vă salut din nou, doamna Burghele. La fel și din partea mea, aceeași bucurie și același drag. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă rog tare mult să ne faceți un pic de lumină, să ne ajutați să înțelegem mai bine. Ieri e sărbătoarea Sfântului Ilie. Poate ar fi frumos să începem cu povestea Sfântului Ilie, cumva privită prin ochii etnologului. Exact, și ați articulat foarte bine aici, pentru că vedeți dumneavoastră în reportajul dumneavoastră anterior, era vorba despre prorocul Ilie, despre acel personaj bisericesc pe care îl acceptă dogma și căruia îi se închină norodul în frunte cu preoții, pentru a regla așa meteorologic vremurile acestea de iulie. Acum, noi știm că cultura tradițională este una fascinantă și extrem, extrem de plină de povești, de imaginație, de ziceri din acestea nemaipomenite. Așadar, în cultura tradițională, marcată de calendarul popular, care practic este coloana vertebrală a întregii culturi tradiționale, sigur că Sfântul Ilie are niște conotații puțin diferite. Adică în imaginarul popular, într-adevăr, Sfântul Ilie ne aduce ploaia, dar din păcate, dacă el nu este ținut așa cum trebuie, el poate să se supere pe oameni și să aducă o ploaie puțin mai neplăcută și mai plină de surprize din acestea urâte, gen fulgere, tunete și trăznete. De aceea, într-adevăr, sărbătoarea de Sfântul Ilie, de Sfânt Ilie, cum mi se spune în calendarul popular, este ținută cu sfințenie. Acum, în tradiția populară, se spune că Sfântul acesta Ilie avea două calități prin care se remarcă între ceilalți sfinți. Unu, el era foarte puternic, foarte voinic, foarte mare. Înțelegeți, fizic era un bărbat foarte bine legat. Și aici se face o trimitere la munca câmpului. Sigur că trebuie să fii un bărbat zdravăn ca să poți duce pe umeri toate muncile verii. Dar dincolo de asta, despre Sfântul Ilie suntem lăsați să credem că nu avea cel mai mare grad de înțelegere al lumii, nu avea inteligența cea mai sclipitoare, am spune noi acum, pentru că până și Dumnezeu se temea puțin de el, pentru că Sfântul acesta Ilie, neavând el, cum spun, o prezență de spirit deosebită, uita de multe ori când era ziua și tot întreba pe Dumnezeu când anume e ziua lui. Dumnezeu îi răspundea întotdeauna foarte calm și foarte blajin: nu e încă Sfântul Ilie, mai stai puțin, mai sunt încă câteva zile, stai liniștit, te vom anunța noi. De ce? Pentru că Sfântul Ilie vroia să facă întotdeauna o mare sărbătoare din ziua lui și cum se distraie cel mai bine? Trăznea dracii din copaci, de aceea trăznetul de obicei lovește copacii, pentru că acolo în cultura tradițională, nu în poveștile din cultura tradițională, se spunea că sunt draci. Așadar, până și Dumnezeu încearcă să-l ducă puțin de nas pe Sfântul Ilie, care, iată, poate să fie foarte periculos pentru țărani, este mult mai periculos decât pentru biserică, nu? Care îi scoate în evidență doar aceste calități nemaipomenite de a putea aduce ploaia. Doamna Burghele, o fi uitat anul acesta când e ziua lui?
în unele părți a uitat, în altele părți nu ai uitat și stați numai puțin, pentru că tot așa în tradiția populară, așa cum foarte bine ați sugerat dumneavoastră, nu este vorba numai de Sfântul Ilie, e vorba și de Ilie Pălie, următorul după Sfântul Ilie Vizitiul, așa cum spuneți dumneavoastră, și mai e încă o a treia prezență în calendarul popular, Foca. Și anume Foca, într-adevăr un sfânt mucenic oarecum mărunt, am spune noi, dar al cărui nume trimite către foc, foca ăsta ne duce cu gândul la foc, și care tot așa în tradiția populară se considera că și el poate să slobozească acest foc din ceruri. De fapt, știți că totul este în contextul acesta al Sfântului Ilie, care, cum spun, din cauza unei mai mari sărăcii cu Duhul, se pare că a fost foarte tentat de diavol. Povestea cea frumoasă din folclorul popular spune că el ar fi fost tentat într-o zi de dracul, care i-ar fi spus, într-un moment în care el lucra din greu la câmp, pentru că era foarte voinic, așa cum vă spuneam, i-a spus: du-te acasă să vezi cu cine este în pat nevasta ta. El s-a dus acasă, a văzut într-adevăr că în casă sunt două personaje, un bărbat și o femeie în pat, și se pare că le-a tăiat gâtul amândouă. Ulterior a descoperit că de fapt erau părinții lui, o greșeală absolut îngrozitoare, stigmatizatoare și absolut marcantă pentru lumea satului tradițional, desigur. Și atunci Sfântul Ilie s-a dus să se pocăiască în fața lui Dumnezeu. Și pentru că și-a recunoscut greșeala, Dumnezeu i-a dat această putere să-i omoare pe draci în memoria momentului în care el și-a ucis părinții. Și de atunci această pornire absolut exuberantă a Sfântului Ilie de a omorâ toți dracii pe care îi vede, și această sete neostoită, nu, de a aduce fulgere și trăznete de câte ori undeva la linia orizontului vede el câte un mic drăgușor. De aceea, cum spuneam, el trebuie ținut, trebuie îmblânzit, trebuie avut mare grijă de Sfântul Ilie, pentru că el poate să strice toate socotelile oamenilor, pe care i-ați văzut și dumneavoastră înainte, se roagă cu multă pioșenie pentru sau despre care țăranul din satul tradițional transilvan, ardelean, cât de frumos spune: Doamne, dă-o curată! Da. Adică liniștită, curată, fără să aducă stricăciuni. Ori Sfântul Ilie, când se supără, poate să anihileze toate aceste lucruri și să aducă foarte mari stricăciuni. Și doar o frază, dacă mai îmi permiteți. Sigur că în popor, ziua aceasta a Sfântului Ilie, sărbătoarea de Sfântul Ilie, are și aceste prelungiri în următoarele două zile, cum spuneați și dumneavoastră, cu Ilie, Pintilie și Foca. Ei nu sunt recunoscuți de biserică, dar în tradiția populară, sărbătoarea aceasta este atât de importantă încât s-a simțit nevoia extinderii sale pe mai multe zile, însă noi etnologii mai suspectăm aici ceva. Țăranul din satul tradițional, știm, noi am mai vorbit de asta de multe ori în emisiunile dumneavoastră, era un țăran foarte deștept, un țăran isteț, un țăran care știa să-și dozeze foarte bine efortul. Ori noi credem că de-a lungul multor generații s-a văzut că muncile de vară erau absolut epuizante din punct de vedere fizic. Ori țăranii simțeau nevoia unui răgaz, simțeau nevoia unui repaus. Și atunci probabil că la un moment dat s-a considerat că nu este suficientă doar o zi de sărbătoare, sărbătoarea s-a mai extins puțin, astfel încât să le dea posibilitatea țăranilor să se odihnească în fața unor munci agricole atât de grele, fizic vorbind, cum sunt cele de vară. Da, aici aș mai face un pic iarăși paralela aceasta între tradiție și biserică, pentru că și în ceea ce privește foca există niște, să spunem așa, diferențe semnificative. În general, lumea amintește de foca pe 22 iulie, însă în calendarul bisericesc, pe 22 iulie apare Sfânta Maria Magdalena, abia pe 23 iulie apare aducerea moaștelor Sfântului Foca. Există Sfântul Foca, însă lucrurile, cum vă spuneam, sunt înțelese diferit. Lumea ține această sărbătoare pentru a se apăra de foc, așa cum ne spuneați dumneavoastră, dar Sfântul Foca este de fapt ocrotitorul celor care navighează pe ape. Cumva se poate face și o asociere, dacă stăm să ne gândim, dar iarăși poate greșit înțelese dacă nu știm exact pe ce palier să urmărim discuția.
Exact, exact. Și melajul acesta, suprapunerea aceasta s-a întâmplat într-adevăr în cultura tradițională, tocmai pentru că în mintea țăranului din satul tradițional, toate aceste sărbători s-au grupat la oaltă, era mult mai simplu să le țină pe toate împreună decât să facă o zi pauză între ele. Și în plus, acest lucru pledează încă o dată pentru această teorie pe care noi etnologii o susținem, că ar fi avut nevoie și de un repaus ceva mai lung pentru o odihnă mai serioasă. Și, într-adevăr, restricțiile în această perioadă sunt unele dintre cele mai dure din întreg calendarul popular. Adică, într-adevăr, cu sfințenie aceste zile se țin și toate femeile mai în vârstă cu care am vorbit în ultima vreme în satele sălejene povestesc contrapovești care să contrabalanceze acest eveniment. Adică peste tot există niște povești fabuloase despre cineva care a îndrăznit să încalce această perioadă de interdicție magico-religioasă până la urmă, a lucrat în această zi, fie că s-a dus la secerat, fie că s-a dus la cosit, a fost un bărbat care nu și-a terminat de cosit iarba și a mers la cosit și atunci l-a trăznit și a murit în câmp într-un soi de exemplu din acesta edificator pentru întreaga comunitate. Și mai mult decât atât, am întâlnit chiar sate în care s-au întâmplat astfel de grozăvii de Sfântul Ilie, în care nenorocirile acestea cu gheață, cu grindină, cu trăznete, cu fulgere, au lovit foarte tare satul și atunci oamenii din sat, mai ales inițiativa femeilor, pentru că noi știm că femeile au astfel de inițiative care merg mai mult către religie sau către magia ritualică, au luat așadar decizia să țină o zi, adică să țină post într-o zi și ea se numește zi ținută de întreaga comunitate, cum spun, la libera lor alegere și prin libera lor decizie și să o țină întreaga vară. Deci decid de când și până când, o zi pe săptămână se ține post și nu se lucrează, oarecum pentru a augmenta, pentru a mări și mai mult valoarea excepțională a acestei perioade, în așa fel încât Dumnezeu să ferească satul de orice fel de lucruri din acestea neplăcute care ar fi putut afecta recolta câmpului. Doamna Burghele, tot așa de Sfântul Ilie, tradiția ne relatează și aici o să vă rog pe dumneavoastră să faceți rectificările necesare, dacă acestea există, că se mănâncă primele roade ale verii, nuci și mere, al căror consum ar fi interzis până în această zi pentru a nu aduce grindina asupra pomilor și pentru a nu primejdia recoltele. Cât se mai ține cont de această tradiție, dacă ea într-adevăr există așa cum o citim noi prin diverse astfel de povești? E pe jumătate adevărată, pentru că, într-adevăr, se spune că acum, în preajma acestei sărbători, recolta ajunge la maturitate, ea este cu adevărat pregătită pentru recoltare și pentru depozitare, dar acest obicei cu nucile și cu merele, sigur că s-a pierdut în mare parte. Se spunea, într-adevăr, în satele vechi, că de Sfântul Ilie femeile împărțeau mere copiilor. Până acum ele, într-adevăr, nu se mănâncă, dar vedeți dumneavoastră încă un argument să spunem despre, să vorbim despre inteligența, despre acel țăran smart de care îmi place mie să vorbesc cu atâta drag. Păi sigur că era interzis să mănânci mere și nuci, în primul rând pentru că asta ar fi semnat o pradă, nu? Le-ai fi mâncat, le-ai fi prăduit, cum spun ei, le-ai fi risipit pur și simplu pentru că nu ajungeau încă la maturitate. Iar în al doilea rând era o modalitate foarte bună de constrângere pentru interdicție, în așa fel încât să nu apară niște boli, nu niște boli digestive, te doare stomacul, te doare burta dacă mănânci mere aiurea până când ele nu sunt coapte. Și atunci, iată, s-a găsit o variantă din aceasta de interdicție frumoasă, elegantă, cu o poveste foarte frumoasă spusă în spatele ei, prin care se știe că nu e bine să mănânci mere până la Sfântul Ilie. Noi vorbeam de sânziene, de posibilitatea ca fetele să-și viseze ursitul în acea noapte. Am citit de asemenea că și în ziua aceasta a Sfântului Ilie ar exista o astfel de posibilitate. Ne confirmați?
este cu certitudine mult mai scăzută și este mult mai puțin răspândit acest obicei față de alte date, cum să spun, consacrate din calendarul popular, care sunt favoritele fetelor atunci când e vorba să își ghicească ursitul. Pe de altă parte, pot să vă confirm într-adevăr că practic orice sărbătoare însemna o punere în act a ordinii față de dezordinea care poate să domnească în afara sărbătorii. Și atunci, în fiecare sărbătoare, în orizontul țăranului din satul tradițional, era o atmosferă specială. Noi știm că de unele sărbători, de cele mai mari sărbători, într-adevăr, se deschid cerurile, de exemplu. Și o serie de lucruri care nu sunt posibile în afara sărbătorilor se pot întâmpla în momentul sărbătorii. Mai ales ajunul sărbătorii este foarte bine valorizat și în această ordine de idei putem să credem că fetele puteau să își ghicească ursitul, să spunem, în orice mare sărbătoare care aducea cu ea această atmosferă luminoasă, această atmosferă plină de sacralitate, în care, cum spun, accesul la lumea supranaturală, indiferent cum s-ar fi numit sau cum s-ar fi definit ea pentru țăran, era posibil. De Sfântul Ilie se organizează și diferite bâlciuri și târguri. Știm bine, dacă nu mă înșel, că și în județul Alba, pe Muntele Găina, se organiza târgul de fete. Nu știu dacă se mai face la fel și în prezent. Foarte important era într-adevăr târgul de Sfântul Ilie și există o tradiție întreagă cu târgul acesta de Sfântul Ilie. Și nu este întâmplător, pentru că acum era nevoie să se negocieze, nu pentru ultima dată, să spunem, în acest anotimp, nu știu, de exemplu, uneltele de care mai aveau nevoie țăranii, pentru că acum începe cu adevărat recolta. Și atunci târgurile acestea erau foarte, foarte importante. Pe de altă parte, știți că e un loc comun să spunem că țăranii nu prea aveau bani, ei aveau produsele pe care le produceau în gospodărie, dar nu aveau bani așa cum avem noi acum. Și atunci femeile îmi povestesc de multe ori că mergeau la târg să ducă să vândă ce aveau prin gospodărie, ori acum în această perioadă, așa cum foarte bine ați spus dumneavoastră, începe să se coacă recolta și oamenii au ce vinde. Femeile, mai ales oamenii, dar femeile în mod special, duceau la târg tot felul de produse din gospodărie pe care le vindeau și cu banii primiți își cumpărau întotdeauna fitău colorat, ață din aceea colorată, bumbăcel, lâniță, ce își cumpărau ele de acolo să-și poată face spăcelele, cămășile acelea frumoase, își cumpărau mărgele, își cumpărau paiete, mai rar în zona noastră, dar în alte zone se purtau și așa ceva, își cumpărau baticurile, năfrămile, chischineaule, cum s-or fi numind ele și pe care nu le puteau procura din altă parte decât din târguri, își cumpărau păretarele acelea frumos desenate, nu, pe care le duceau acasă și le coseau păretarele de bucătărie, își cumpărau cizmele de box și așa mai departe. Deci târgurile erau foarte importante și trebuie să vorbim despre acest lucru, mai ales în contextul în care ne găsim așadar în plină vară, este momentul în care începe să se strângă recolta de pe câmp și acest lucru era extrem de important pentru țăranul din satul tradițional. Adică pentru noi acest lucru, pentru moderni, chiar nu mai prezintă nicio importanță. Toată agricultura este industrializată, noi avem toate produsele în supermarket, le cumpărăm de acolo și chiar nu prea suntem interesați când începe seceratul sau cum stă seceratul, cei mai mulți dintre noi chiar nu ne pricepem la așa ceva. Însă sărbătoarea aceasta de Sfântul Ilie marchează exact această perioadă de vârf a recoltei, mai ales a secerișului, care era, cum spun, pentru țăranul din satul tradițional, era o perioadă absolut esențială. El era eminamente legat de cultura agrară și de ceea ce îi dădea pământul. Doamna Burghele, nu prea mai avem mult timp la dispoziție, trebuie să încheiem discuția de astăzi, dar mi-ar fi plăcut să facem pe final cumva o concluzie raportându-ne la lunile anului, pentru că spuneam că astăzi aflăm semnificația lunii iulie în calendarul popular, dar pentru asta vă invităm într-o ediție viitoare să vorbim special de care lună vi se pare dumneavoastră mai ofertantă din acest punct de vedere al realizării
puterii acestei conexiuni, energii, cum spuneați dumneavoastră, ce se întâmplă de fapt într-o astfel de zi, cumva privit dincolo de ceea ce înțelegem așa la o primă vedere. Pentru astăzi vă mulțumesc și dacă pe final vreți adăugați ceva, vă rog. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Ridic mănușa, accept provocarea, dar vă avertizez că vom avea nevoie de o serie de emisiuni, pentru că, de fapt, fiecare dintre lunile anului este foarte importantă pentru țăran. Luna iulie este foarte importantă și vă voi spune doar o singură propoziție de final, mi s-a părut absolut fascinant. Știți că perioada aceasta dintr-un iulie până în celălalt iulie, în multe dintre satele Ardealului, se numește Între Pâini. Pentru că acum se recoltează grâul din care se face pâine. Ori pentru țărani era esențial să reziste de la o recoltă până la cealaltă recoltă. De la o pâine până la o altă pâine. Și perioada aceasta se numește atât de minunat Între Pâini. Cred că este un gând pe care și noi moderni trebuie să ni-l asumăm și să ne imaginăm câtă valoare avea satul tradițional. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Burghele, și cu mare drag vă așteptăm și altă dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!